Bună ziua, Cristi Popovici, observator Antena 1. Domnule președinte, când noi ne aflăm la Washington, în România, a avut loc un incident care a șocat întreaga țară cu o tânără de 19 ani care a fost sfâșiată de un urs în timp ce se plimba pe o potecă în munți, în județul Prahova. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această problemă a urșilor care au ajuns un pericol pentru România, de vedem situații pe care le citeam în ziarele din India cu leoparzi care atacau turiștii. Este o problemă care cumva guvernul este depășit de această problemă, România este depășită de problema urșilor scăpați de sub control? Da, cred că s-a ajuns prea departe. Sunt foarte îngrijorat și m-a șocat evenimentul. M-a șocat sâmbătă, am fost eu pe un traseu din Munții Bucegi și după puțin timp să aflu că foarte aproape de locul în care m-am aflat s-a întâmplat această nenorocire. Pare foarte rău pentru persoana care a fost o victimă acolo, pentru familia ei, dar îmi pare foarte rău pentru România, fiindcă avem resurse naturale incredibile și nu prea știm să le gestionăm cum trebuie. Deci problema cu urșii nu este deloc nouă și clasa politică a reacționat de fiecare dată la aceste incidente nefericite doar punctual. Deci este o mare emoție, se convoacă o ședință de guvern, se discută în Parlament, după care trecem mai departe. Dacă vrem în continuare să avem un turism sănătos în România, trebuie să înțelegem că nu putem să lăsăm oamenii să fie omorâți de animale. Cum nu cred că animalele trebuie să fie omorâte doar pentru distracție, dar calea de mijloc trebuie găsită și eu sper că de data aceasta cei responsabili să găsească o soluție reală. Este între timp evident că avem prea mulți urși, avem prea multe incidente unde oameni sunt răniți sau chiar uciși de urși și nu se poate continua stilul acesta. Nu sunt nici vânător, nici specialist în materie, dar avem destui și este cazul să vină cu o soluție legislativă care, sigur, respectă toate normele europene, dar respectă și viața oamenilor. Nu putem să protejăm animale în detrimentul oamenilor.